soarele aceleiași glii. Aș începe cu o întrebare. Ce înseamnă glie? Glie. Bun. Și mai are un sens de? Bun. Adică? Pământ, țărână, țară, popor, națiune. Adică, v-am adunat în diversitate, din clasele a 9-a până între a 12-a, de etnii diferite, să facem o activitate împreună, să vedem dacă reușim să o ducem la bun sfârșit. V-am grupat, după cum bine ați văzut, în cele 6 inteligențe, deci activitatea merge pe teoria inteligențelor multiple și am încercat din discuțiile purtate în anterior cu voi să vă fixăm pe fiecare acolo unde vă simțiți mai în largul vostru. Sper că am reușit măcar 80% să fie chiar așa, am intenționat. Oricum, rugămintea mea este să colaborați. Activitatea debutează cu domnul profesor Ducan, care ne ajută și este alături de noi de fiecare dată, pe care l-am rugat să vă țină un mic discurs. Mic. Dar important. Nu știu cât de important este discursul, dar cu siguranță va fi mic. Nu foarte mic. Adică scurt, în sensul că este scurt. Sigur, am fost invitat de către doamna Grif și de catedra de limba și literatura română din școala noastră pentru a spune câteva cuvinte sub genericul sub soarele aceleiași. Este un generic interesant, este un generic sub care s-ar putea ține expozeul, s-ar putea face chiar simpozioane și s-au făcut simpozioane. Eminescu a spus asemănător, tot ce mișcă în țara asta, râu, ramul, nu este prietenul mai mie, iar ție dușmanul este. Ție celui din afară. Fără să știți, poate că și ceea ce faceți voi astăzi este un act patriotic, este un act de iubire față de glie, față de glia aceasta neamului românesc. Sigur, s-ar putea să vi se pară puțin desuet acest subiect acum, după 90, când, iată, vrem cu toții să fim în Europa. Poate noi vrem mai mult decât vor alții să ne primească. Exemplele sunt concludente. Ei, în aceste condiții se impune o întrebare. Oare mai este de actualitate iubirea de glie? Oare mai este de actualitate iubirea de neam? Oare mai este de actualitate iubirea de moși și strămoși, nu? Eu vă spun răspicat că da. Și am foarte, foarte multe exemple și voi veni cu exemple europene. V-ați văzut meciuri la televizor, ați văzut diverse spectacole. Francezii, când merg în stadion și joacă echipa lor națională, înainte de a striga haide Europa, striga haide Franța, germanii strigă germani, hai germanii, rușii strigă haide Rusia și așa mai departe. Deci înainte de a fi europeni, francezi, englezi, englezi, germani, germani. Cred că același lucru ar trebui să-l adoptăm și noi. Înainte de a fi europeni, suntem români. Și în aceste condiții, trebuie să ne gândim în continuare ca pe o datorie sfântă tot ce mișcă în țara aceasta. Chiar și acțiunea voastră este un act care implică și arată iubirea față de acest spațiu. Faptul că veniți la școală, faptul că mergeți acasă, faptul că aveți preocupări de toate felurile. Sigur, mă veți întreba, ce poate fi iubirea de țară când merg acasă și mănânc sau sap în grădină? Da, iubirea de țară poate avea o paletă întreagă de aspecte, de la aspectul banal, firesc, până la aspectul spectacular, cu sau fără reflector. Sigur, sunt la modă, sunt mai vizibile cele spectaculare, iei un steag, mergi nu știu unde, iei o sabie, taie 10.000 de capete. Este un aspect al iubirii, dar lucrurile de fiecare zi fac parte din acea
umbrelă mare iubire de fiecare zi. Țăranul care n-a fost de acum 5 ani, de acum 10 ani, de acum 100 de ani, de acum 1000 de ani, care n-a participat la nicio bătălie, ci și-a arat o gorul liniștit în bătătură, a făcut un act patriotic. Faptul că a făcut 10 copii, la fel un act patriotic, așa cum a făcut un singur copil. Faptul că Nichita Stănescu, care, uite, anul acesta a împlinit 80 de ani, este anul Nichita, nu 80 de ani la naștere, acum 31 martie, a ridicat înconjurul până la rang de metaforă, este un act de iubire. Faptul că strungarul meșterește la strung rotundul materie, este un act de iubire. Așa cum act de iubire, l-a și scriitorul care scrie, așa cum și profesorul care predă, așa și cum elevii care vin la școală. Deci trebuie să priviți mult mai larg toate lucrurile. Cred că este necesară iubirea de țară, cred că trebuie să continuăm pe aceeași idee, să ne respectăm trecutul, pentru că dacă ne respectăm trecutul, avem certitudinea unui prezent și siguranța unui demers în viitor. Viitor fără trecut nu există. Deci o premisă a viitorului este trecutul. Și iubirea de trecut este absolut necesară. Vreau să închei acest scurt speech cu două poezii pe care subsemnat m-am învrednicit să le fac dintr-o carte, se numește Supraviețuirea. Două poezii, dar am ales două poezii mai pe înțelesul vostru. Țara este acolo unde te doare. Țara este acolo unde te doare, nu acolo unde-i mațul plin. Locul e de care, fiind departe, fără să vrei, îți scapă un suspin. Țara este acolo unde ochiul cade în palma unei flori și de unde încărcat se întoarce cu imagini pline de fiori. Țara este acolo numai unde tu te simți mereu ca un nou născut și în care usc cu nostalgie pântecul pe care l-ai durut și unde prin nevăzute fire în mreaja ei ești prins din timp, când cu o copilărie, când cu un pumn de moși din țintirii. Țara este veșnica mirare de a fi îmbogățit în ea. Este datoria ca fiind floare să-ți dărui în mirezne inima. Și în cuvântul și costul. Poezia? De mi-ar sări la beregată. De mi-ar sări la beregată, de mi-ar lua ochii în cuțit, tot aș iubi această glie de care fost am zămislit, ca vie flacără în vatră, urmând a mii de generații, un lemn de rând arzând pe foc în numele acestei nații, pădurea este fără de sfârșit, vă spun chiar eu că am copii, copiii mei la rândul lor, refrenul acesta îl vor ști, căci mistuindu-se doar pot, pe sine dăruindu-se ca forma plății, vor fi aici permanent strigați într-un pomenic al continuității. Mulțumesc! Mulțumesc. Exemplu de gest patriotic, puteți să-mi dați? La ce te referi la mine? Mulțumesc! Ba da. Deci, scrierea poeziilor. Și dacă nu am talent să scriu poezii, un gest patriotic? Citirea poeziilor. Altul. Prin sport. Bun. Altceva. Faptul că te menții sănătos. De ce nu? Altceva. Mă duc acasă. S-a trebuit să vă întreb logaritm mai bine? Nu. Poate era mai ușor, era o întrebare mai ușoară. Un exemplu de ce spate-o. Transmiterea istoriei. Bun, deci istoria. Pe care învățați la școală. Sau nu? Sau ce învățăm de la bunici. Bun. Un exemplu bun de ce spate-o. Faptul că am răbdare să ne ascult unii și să vorbească despre trecutul cu ei, de fapt. Nu, nu, nu. Altceva. Muzică. Să mergem la bun. Râdeți? Exact. Este unul dintre, poate, cele mai mari gesturi patriotice.
Pentru că ne plac sau nu ne plac conducătorii, voi nu știți cum a fost în comunism, nu știți cum a fost în despotism, nu știți cum a fost când în țara ta nu poți să vorbești limba ta, să asculți muzica ta, să dansezi dansul tău. E un gest foarte bun, pentru că dacă nu te duci să-l exerciți, practic ce nu faci? Nu ai dreptul să comentezi mai apoi că clasa politică nu este de treabă. Foarte bun exemplu. Altul. Eu am unul în cap, dar nu vreau să vă zic încă. Și voi știți, numai că nu vă gândiți. Ce v-a zis domnul Ducan? Lucruri mărunte. Gesturi la care nu poate nici nu vă gândiți. Un gest patriotic. În oraș, la țară, secția maghiară, secția română, romi, că suntem toți împreună, sub soarele aceleași... Bun. Și cum nu cântăresc, Daniel? Vizitarea monumentelor istorice? Bun. Vizitarea monumentelor istorice. Ieri unde am fost. Să recunoaștem ceea ce suntem. Bun. Acasă memoria, dar... Da, ieri am fost la casa memoria la Draneanu. Cu rușine recunosc, nu a fost niciodată până acum. Și am fost împreună cu elevii mei. Da? Păi, înainte de toate să recunoaștem ceea ce suntem. Adică ce sunt? De exemplu, cum dădea... Român în România. Maghiară în România, țigan în România, sas în România. Da, să fim aceiași. Adică să nu mai ținem cont de etnie și să fim o singură populație. Deci, practic, ce suntem toți? Români. Dar ce suntem toți? Oameni. Incorrect. Acum, eu am să vă trasez sarcinile pe care le aveți în grup. În urma discuțiilor între voi, timp de lucru, cât să vă spun, este suficient până la ora 10, eu așa spun. Dacă terminați mai repede, nu este nicio problemă. Da? Discutați și trebuie după aceea ce să faceți. Unul dintre voi, că vă alegeți un reprezentant, unul dintre voi trebuie să îl prezinte în fața noastră a tuturor. Pentru că fiecare din grup nu știți ce aveți de făcut. Bine? Cine e cerința
Și după aceea spuneți, în față, în față, să... Dar e ce înțelegi la... Prima ședință a fost generat câteva instrumente muzicale tradiționale. Instrumentele muzicale tradiționale, din punctul nostru de vedere, este vioara, fluierul, contrabas, nai, acordeonul, tambațul, flautul, clavacutul, tulipul și obolul. Și a doua ședință a fost să recunoaște scântecele audin, notabile fragmente muzicale, notațiile titlurile. Și la prima melodie a fost Drăguțul Ciobănaș. Povestea unui ciobănaș. Povestea unui ciobănaș. La a doua a fost Imul României și Capul Române. A treia, Hora Unirii. A patra, Treceți Batalione. A cinci, Alumeni. 6. Ce doresc că ție dulce în mulie? Mult e dulce? Da, acolo? Da. Limba noastră mult e dulce și frumoasă. Mai țineți minte melodie? Da. Da? Mai țineți minte din ciclu primar? La 7. Lumie brilantă să întâlniți. La 8. Nu contează, da, mai departe, da? 8. Seara brilantă. Și 10 drumuri de noastră. Bravo! Câte greșeli au? Din 10, 2 sau una? Una. Una singură? Bun. Bravo! Felicitări! La grupa inteligenței naturaliste, ce ziceți? Stați un pic. Vă pregătiți, da? Da, Ale. Ale. Mergerea la vot, să învățăm istoria țării, susținerea echipei naționale, egalitatea între nații, lucrarea pământului, respectarea zilelor naționale, cinstirea zilei naționale, păstrarea tradițiilor naționale, menținerea păcii în țară, intrarea în armată, purtarea colorului. Iar partea am avut... Numai puțin, numai puțin, Emanuel. Dacă am spus trăsături de caracter, hai să vedem la ce ar fi trebuit să se gândească colegii voștri. Polaritate. Hai să vedem. Sinceritate. Sinceritate. Respect. Respect. Mândrie. Amabilitate. Amabilitate. Hărnicie. Demnitate. Înțelegeți? Bun. Mai departe. Subiectul 2. Puteți da un exemplu pronunțit concret în istoria națională sau orice alte domeniu? Noi l-am ales mai multe persoane, dar ar dori să vă vorbim despre Constantin Brâncuș, cel mai cunoscut sculptor român. El s-a născut în anul 1990. 1990? Eventual 1890 și asta nu știu. Dar vezi că ați spus 1990. Aia era ceva. Deci, acum îți dai seama ce ai spus, da? Câți ani are Brâncuș, dragul de el? Mai departe. Numai cine nu muncește, nu greșește. Bun. Data de 19 februarie la Bobița, județul Gorj. A murit în data de 16 martie în Paris. La Paris știu că a murit, când nu știu. Ca să vă spun dacă e bine sau nu. Bun. La Bobița, exact. Era cel mai cunoscut român din România arte moderne.
sculpturi cunoscute în România și în afară sunt Coasta Sărutului, Culoana Infinitului. Spune, Daniel. Masa Tăcerii. Și o care? O de pastă. Domnișoara Pagani, iar este muza. Celebră muza, muza e aceea, da, acum că spui de aduc aminte, bravo, Sergio. Bun, mulțumim! Cupa inteligenței naturaliste. Bravo, Daniel. Bravo, logico-matematică. Haideți! Dacă este de sucat. Ola la. Ola la. Grupa de matematică împreună cu patru verișori anunță că mi-a să fac o muncă. Trebuie să calculăm bugetul. Bugetul. Mesei. Noi am găsit un buget de 80 de lei, 800 de lei, în care am pus mai multe, am luat să zic ingredientele, dar o să zic așa, masă festivă care conține ce se dă la Paște, ouă, drobu, mielul. Deci evenimentul este Paște, dar tu ce mai sunt despre Paște? Deci evenimentul este Paște, masa de Paște. Și ce? Cadouri pentru Paște, știu eu, e curat, ciocolată. Dar nu mai știi tu sau știi sigur? N-ai pus ale? Păi le-am pus, astea sunt 800 de lei, sunt multe. Sornamentele, ouăle, mielul, opteaua de făină, laptele, zahăr, ulei, unt, praf de porc, rodet, smântână. Bun, astea sunt ingredientele și produsele în sine, că noi asta așteptam, nu? Juriu, de la masa festivă, pe masă avem. Și spune-ne ce așezați pe masă. Nu râde, că ciocanele, pictura de miel, ouăle, ceva alune, sucul, băutura. Prăjitura? Ce băutură? Ce suc? Suc după preferință, alcoolul după preferință, doar de la bunici, doar deci de la eu mă duc, eu să înțeleg, Alexandra, că mă duc la supermarket și zic, la casa, mă duc la casa de marcat, zic, după preferință. Pentru că mă duc și mi-am singură, de pe rap. Deci când am zis să calculați bugetul și să faceți masa festivă, am așteptat să văd complet. Suc, cola, o sticlă, da, bine, suc, cola, o sticlă, 8 lei. Atât am văzut-o. Am făcut cola la promoție, deci am luat-o de la promoție. Deci ai scris cola, spune ce-a spus. Două sticle de cola la promoție, 8 lei. Două sticle de Fanta, 7 lei. Deci unde că ai pus sticle? Două sucuri naturale, tot la promoție cu 10 lei. Cea mai nouă la promoție. Am luat o budincă la ofertă, de căpșun de cacao, de vanilie. Cacao, vă prezent. N-am scris, n-am scris de care. Am spus că urmează să ne prezentați. Fiecare loc, știați ce avem. Bine, Alexandra, haideți că au făcut bugetul. Toate să le fac, îmi toam să vedeți cât a fost. 80 de lei. Dar Alexandra, e da, n-am luat multe, pe care zic, apoi zic, care vrei tu. Bine, Alexandra, hai să aplaudăm pe Alexandra. Nu, că iau și le bag în coș. Ani! Ani! Bolovanul ăla. Haideți, Dorine și domnul Duhan. Da, da, da. Haideți, domnul Duhan.
semnificative de moșii onoastre și unirea de Ion Creangă. Oameni buni, s-a trecut vremea aceea, pe când numai boierii făceau totul în țara aceasta și o stolceau după plan. Astăzi, toți, de la grădincă până la opincă, trebuie să luăm parte la nevoile și la fericirea țării. Muncă și câștig, datorii și drepturi pentru toți deopotrivă. Ei, oameni buni, cred că acum ați priceput. Priceput, Antoane, cât se poate de bine. Dumnezeu să mă ierte, moșii oameni, dar ce nu mai înțeles? Ia, hai cu mine, vezi colobanul? Vezi colobanul acela? Ia, du-te dumneata și ridică așa la mine. Ia, du-te, bade, Vasile, moș, fara. și jocuri populare, oameni muncitori, copii silitori și adevărați profesori. La noi, în Transilvania, îl găsești pe Dracula și alte multe legende cu războaie și poete. Mai avem pe cineva, Vlad Țepeș, el se numea, el pe toții pe hoții pedepsea și în țeapă îi trăgea. Oamenii sunt iubitori de toate cunoscători, este un popor frumos, muncitor și respector. Asta este țara mea și doresc să vin în ea, să trăim frumos ca frații, în păcat unii cu alții. Grupa vizual plastică. Întreabă-i dacă au văzut filmul, vreunul dintre ei. Nu, Daci, mai zi o dată, Daniel, ce film? Daci, din 1967, regia lui Sergiu Nicolaescu. Joacă Sergiu Nicolaescu, montajul Sergiu Nicolaescu. Acest semne semnifică filmul Daci, precizat de Sergiu Nicolaescu. Acest film este prezentat de istoria poporului nostru, trecutul glorios al dacilor și al romanilor. Să le punem cu scoci? Hai să le punem cu scoci, da? Unde-i scociu? Că aveți scoci. Hai, Dani, te ajutăm. Bun? Bravo, Nu știu dacă reușesc să vedem ce se vede. Bun. Și de ce ați ales elementele pe care le-ați ales? Ce semnifică? Domn profesor, dați verdict.
istorică ale romanilor dacilor și natura în care se petrecea mai mult acțiunile, mai mult luptele, bătăliile și imaginea personajului Traian. Și mi-a făcut mare plăcere că am participat la activitatea. Cred că ați fost încântați toți, și cei de la Vasilu și cel puțin elevii mei deja mi-au spus că le-a plăcut. Da? Am întrebat așa. Micile impresii. Așa, v-ați mai și cunoscut, mai luat și de Facebook, de telefon. Cine vine când avem de voi în România, să nu uitați de noi. Poate facem o activitate în parteneriat atunci. Și am zis toată lumea asta, zic că foarte bine, dar se vine doar trei premii, da? Locul 1, locul 2 și locul 3. Astfel, începem cu locul 3. Grupa Vizual Spațială a câștigat locul 3. Acestea... Raul... Bine,